Peripețiile lui Ciac și ale prietenilor săi. Micul și marele Ciac. Nu e în spate. Nu se află nici aici. Sigur, țopă e pe undeva, imaginându-și tot felul de lucruri, ca de obicei. Scuze, băieți, mă antrenam la autofotbal american. Autofotbal american? Ce e autofotbalul? Cel mai antrenant sport posibil, după cursele de mașini. Și cum se joacă? O mașină pasează mingea unei alte mașini care o șutează cât mai departe. Apoi celelalte încearcă să o prindă și să o atingă cu bara de protecție înainte de a face un tur cu ea prin teren pentru a înscrie un punct. Pare distractiv. Hai să jucăm chiar acum! Bine, dar vă avertizez, sunt destul de bun. De fapt, sunt foarte bun. Rally m-a învățat toate secretele jocului. Serios? Da, probabil că voi fi un jucător renumit de autofotbal american și un camion de curse campion atunci când voi fi mare. Ei bine, poate că putem fi cu toții campioni la autofotbal american. Să începem! Parcă ziceai că ești un jucător foarte bun. Nu am fost atent la minge câteva secunde. Următoarea minge va ajunge până la cer. Sigur le arunci bine? Le-am aruncat pur și simplu. Dacă ratezi și aruncarea asta, atunci ai 3 încercări ratate și altcineva aruncă. Bună lovitură, Chuck! S-a dus departe. Se pare că am ieșit. Bine, Bix, turmez. Sunt gata. Va fi o aruncare rapidă. Încearcă să șutezi. Am prins-o. Grozav șut. Cel mai bun șut pe care l-am văzut. Dar am jucat jocul ăsta o singură dată. Hei, Chuck, bună încercare. Dacă ai fi fost puțin mai mare, sigur mă eliminai. Așa e, e normal să fiți mai buni decât mine la autofotbal. Până la urmă sunteți mai mari. Biggs e mai mare doar ca înălțime. Ziua ta, Chuck, a fost în primăvară. Dar ziua lui Biggs e abia la iarnă. Da, asta înseamnă că ești mai mare. Sunt mai mare decât tine ca ani, dar mai mic de înălțime? Da, așa se pare. Băieți, eu merg acasă pentru alimentare. Ne vedem mai târziu. Pa! Bine! Cu bine! Aș fi dorit să fiu mai mare cum sunt ceilalți. Bun venit, fiule! De câte ori te văd, parcă ești și mai înalt. Se pare că sunt un băiat mare acum. Hei, Chuck, bun venit! Ești uriaș! Fiți atenți ce cauciucuri mari! De-abia aștept să fiu înalt cum ești tu, Chuck. E bine să fii înalt. Da, e bine să fii înalt. Și de aceea voi lua chiar acum măsuri ca să cresc mare. Hei, Chuck, am crezut că nu te găsim. Unde ai fost? Chiar în fața voastră. Că nu ești așa de înalt ca un camion mare, dar compensezi din plin cu viteza. Ei bine, vreau să ajung să fiu rapid și mare chiar acum. Bine. Și știu că folosind uneltele tale grozave și dotările tale uimitoare, veți găsi un mod de a mă face să cresc. Ce ziceți? Mă ajutați? Sigur, dar eu nu m-am gândit la tine ca la Chuck cel mic sau Chuck cel mare. Da. Pentru noi ești doar Chuck, dar dacă există un mod de a te face să crești, sigur îl găsim. Prieteni de curte lungă!
nevoie de o idee grozavă. Are cineva vreo idee? Păi, eu sunt mai înalt când îmi pun cauciucurile pentru teren accidentat. Priviți! Wow! Sunt grozave! Dar nu am cauciucuri pentru teren accidentat. Și nu prea văd pe aici cauciucuri din astea. Cum ar fi să-ți umflăm mai tare cauciucurile tale normale? Asta te-ar face mai înalt. Grozavă idee! Umfle-le, Handy! Hei, funcționează! Sunt mai înalt! Întoarce-te! Pot vedea orice! Priviți! Aproape că pot atinge soarele! Sunt Chuck Gigantul! A? Când ai trecut peste piatra aia, ți-a sărit capacul de la valvă și tot aerul a ieșit. E în ordine, Chuck. Restul cauciucurilor sunt tari. Nu te opri! Mai ai un cauciuc mare! Cred că trebuie să-mi reumflu cauciucurile și să găsesc o altă idee. Hei, băieți! Veniți puțin! Ați observat ceva? Că te-ai suit pe mobilă? Stau pe vârful grămezii și sunt mai înalt! Ăsta e răspunsul! Oriunde voi merge, voi sta pe vârful unei grămezi de pământ. E o idee bună, Chuck, dar... Trebuie să merg tot timpul în urma lui Handy. El va face grămezi de pământ și eu voi merge pe ele. Mă voi strădui! Să încercăm! Cum e priveliștea de acolo? Grozavă! Dă-i înainte, Handy! Ai pățit ceva? Ce s-a întâmplat? E o idee bună, dar cred că aveți nevoie de 100 de mașini ca mine ca să funcționeze. Da, poate. În plus, nu pot face săpături pe oriunde merg. Dacă va trebui să mergi la atelierul de reparații sau la stația de alimentare sau oriunde altundeva. Cred că ai dreptate. Va trebui să ne gândim la o altă soluție. Gata, știu! Ce ai zice dacă ai fi vopsit cu o nuanță strălucitoare? Cu cât vei străluci mai tare, vei părea mai mare. Dar eu nu vreau doar să arăt mai mare, vreau să fiu mai mare. Să ne mai gândim. Am găsit! Putem umfla o grămadă de baloane și ne suim pe ele. Așa vei fi la înălțime și vei arăta grozav. Dar dacă se sparg, trebuie să existe o altă soluție. Afiș de la circul care a trecut pe aici. Asta e! Sigur vrei să încerci asta? Dacă mașina Clov din afiș poate face asta, sigur pot și eu. Bine, să-i dăm drumul. Nimeni n-a spus că e ușor să fii înalt. Funcționează! Bună treabă! Te descurci bine, Chuck? Chuck! Tata mă strigă? Chuck! Se pare că are nevoie de mine! Mamă, tată, ce s-a întâmplat? Big s-a înțepenit. A intrat să găsească o piesă și nu mai poate ieși. Ești singurul care poți intra acolo să-l ajuți. Sunt singurul care îl poate ajuta? Atunci, la treabă! Aici, prietene! Caut o țeavă de eșapament cromată, dar cum am intrat aici, poc! Osia aia și sunt prea mare ca să mă pot întoarce să o mișc. Nu te teme, rezolv eu problema. Ai reușit, ești mare. Nu sunt mare. Ba, pentru mine ești mare acum, prietene. Bravo! Nu l-am fi scos fără ajutorul tău. Se pare că uneori e bine să fii mai mic. Dar chiar și așa de-abia aștept să fiu mare. Nu-ți face griji, acum ești mic, dar o să crești, să știi. Prea repede chiar, dacă mă întrebi pe mine. Mamă! Mă gândeam că ești perfect pentru noi, exact așa cum ești, mic sau mare. Hei, băieți, prindeți! Ha ha ha!
un joc de autofotbal. Woohoo! Grozavă idee! Îți place jocul? Arată-mi un pisc sau... Au dublat în limba română actorii Carina Kerji, Alina Leonte, Iulia Tohotan, Paul Zurbău, Cosmin Pătruț, Florian Țilaghi, Carina Marin, Petre Ghimbășan, Anca Sigmirean, Ioana Dagău. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.